Campaniile demarate de oamenii legii privind combaterea violenței și materialele prezentate în presă s-au dovedit a da rezultate. Potrivit statisticilor, numărul violențelor a scăzut la nivelul municipiului. În 2014 nu au fost înregistrate scandaluri de amploare în stradă, nici vătămări corporale grave. Majoritatea sesizărilor au fost pe fondul lovirilor, care au un grad de pericol social mai redus, spun polițiștii. Un alt semnal de alarmă de natură infracțională este însă tras de către Poliția Reghin. Potrivit raportului expus de șeful Poliției în ședința de Consiliu a lunii martie, reiese că numărul infracționalității stradale a luat amploare. Datele statistice pe care le avem, ca urmare a înregistrărilor din 2014, nu sunt de natură a arăta că violența este în creștere. În 2014 am înregistrat un număr de 103 infracțiuni stradale față de 72 de infracțiuni stradale care s-au înregistrat în 2013. Indicatorul se referă la faptele penale comise în stradă, chiar dacă este vorba despre un furt la o societate comercială, iar accesul în unitate s-a făcut direct din stradă. La indicatorul infracționalitate stradală se includ și amenințările, lovirile sau tâlhăriile petrecute în stradă. Față de anul anterior, în 2014 s-au înregistrat 2 tâlhării în plus. În decembrie, spre exemplu, s-au înregistrat 3 tâlhării prin deposedare de genți și poșete, reclamate față de autor necunoscut. În urma activităților desfășurate, autorii au fost identificați, au fost reținuți, iar judecătoria Reghin a dispus cercetarea inculpaților în stare de arest preventiv, prejudiciul cauzat fiind recuperat undeva într-o proporție de 75-80%. Oamenii legii spun că este important să sesizăm orice suspiciune de infracțiune stradală prin serviciul de urgență 112, chiar dacă nu suntem noi persoanele vizate.